Căruniță tata, nu mai are nimeni. În acest weekend, scena sării Reduta din Brașov a fost plină de emoții și talente. Interpreți cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani au participat la festivalul concurs Flori în Țara Bârsei, aflat la cea de-a 12-a ediție. Emoțiile sunt mari, orchestra este pregătită, publicul a venit, concurenții, după cum i-ați văzut, freamătă în jurul sării de spectacol și în jurul scenei. Sunt convins că vom avea o seară minunată în care vom descoperi cei mai valoroși tineri ai momentului. Jurizarea concurenților s-a făcut pe baza unor criterii care se aplică la festivalurile de muzică populară. Se vom juriza, bineînțeles, și în primul rând după interpretare, apoi vom ține cont de popularitate, de un premiu de popularitate și, nu în ultimul rând, și foarte important, prezentarea unui costum. La concurs au fost admiși 24 de candidați, fiecare a avut un repertoriu caracteristic zonei din care provine. Acesta a fost compus dintr-o doină, baladă sau cântec doinit fără acompaniament și o piesă cu acompaniament orchestral.